În această săptămână, cu ocazia Zilei Armatei Române, Regimentul 53 Rachete Antiaeriene Trofeum Traiani din municipiul Mecidia organizează o serie de activități dedicate acestui eveniment. Cu acest prilej, Regimentul desfășoară cursuri sportive și aplicativ militare, cupa 25 octombrie la tenis de masă și volei. Astăzi, de la primele ore ale dimineții, echipe din unitățile militare din Garnizoana Megidia și elevi din cadrul celor patru licee din municipiul Megidia s-au întrecut în cadrul unui concurs de paintball în poligonul de instrucție Tabia francezului. Copiii sunt încântați de această activitate și au dat interesul, au venit de dimineață, au fost pregătiți și concursul se desfășoară în condiții foarte bune. Li s-a făcut un instructaj în prealabil? Prealabil aceste activități, regimentul prin personalul calificat a executat un instructaj de securitate și sănătate în muncă și specific locului de muncă cu activitatea concursul de paintball. Cum au primit elevii această activitate? Sincer, am fost cu ofițerul cu relațiile publice săptămâna aceasta în licee să le facem invitația și au rămas încântați, chiar au vrut să vină într-un un grup numeros, mai multe echipe, dar pentru început, pentru prima ediție, organizat concursul de paintball, eu cred că 8 echipe au fost suficiente. Prindem experiență și cu altă ocazie mărim numărul echipelor. Să înțelegem că va deveni o tradiție? Să dea Dumnezeu. Noi ați observat că în ultima perioadă, împreună cu comandul regimentului, am încercat să fim cât mai aproape de publicul din municipul Megidia, de oamenii locului, ca să arătăm că și armata poate să-și deschidă larg porțile către civile din garnizoana Megidia. Acest sport extrem la care elevii au participat în echipa având drept scop eliminarea adversarilor prin marcarea lor cu capsule proiectil din gelatină, umplute cu un amestec colorat pe bază de apă, a fost pe placul participanților, mai ales că mulți dintre ei au folosit pentru prima dată o armă cu aer comprimat. M-am luptat din greu cu colegii mei și mă bucur că într-un final am reușit. Este pentru prima oară când ai participat la acest concurs? Da, este pentru prima dată. Și cum ți s-a părut? Cred că a fost o experiență foarte interesantă și mi-s-a părut destul de ok. Cred că m-am descurcat. A fost un eveniment foarte distractiv. Destul de frumos. Este prima dată când ai participat la un astfel de concurs? Da, este prima dată. Și cum ți s-a Este greu? Nu. Nu este greu. Păi a fost un joc palpitant, cu toate că am ieșit mai devreme, dar m-a plăcut. În zilele următoare, regimentul 53 rachete antiaeriene Trofeum Traianii va organiza și alte surprize pentru cetățenii municipiului Megidia. În miercuri vom participa regimentul 53 rachete antiaeriene împreună cu Casa de Cultură Ine Roman în parteneriat cu Cercul Militar Megidia la statul major al forțelor terestre în București cu formații de muzică populară, Pandelașul, de exemplu, participă, dansuri populare tătărești, Carasu, și dansatori și interpreți de la Casa de Cultură din Roman. Urmând ca vineri, 24 octombrie, vom organiza o expoziție de tehnică militară, tehnică militară specifică Regimentului 53 Rachete Antiriene de tehnică de luptă de apărare antieriană, dar am cooptat și celelalte batalioane din garnizoană și vor participa și și cu tehnică specifică de infanterie, respectiv de artilerie. Acest lucru se va întâmpla în piațeta de Cebal, de la ora 12 la ora 18, cetățenii municipiului pot, se pot bucura de această activitate, pot veni în piațeta de Cebal să vadă această tehnică militară, pe muzica uh... Casei de Cultură în da spătar o formația de muzică. Urmând, ca pe data de 24, activitatea se încheie cu retragerea cu torțe, la care participă un detașament de 100 de militari de la unitățile militare din garnizoană. Bineînțeles că, în data de 25 octombrie, adică sâmbătă, începând cu ora 10, vom desfășura o activitate de depunere de corane de flori la monumentul eroului din uh, garnizoana Megidia. Activitățile sunt conduse de către comandantul garnizoanei Megidia, colonel dr. Gheorghe Rotariu, iar la manifestări participă invitați din partea eșaloanelor superioare, cadre militare în rezervă și retragere, veterani de război, personalități ale administrației publice locale, clase de copii din învățământul preșcolar și școlar, cetățeni din municipiul Megidia.